Neața! Țineți minte că am spus în clipul cu soundbarul ăla vechi, ăla de dinainte, de la Blitzwolf, despre care am discutat, am spus că voi face review unui soundbar mai nou, versiunea mai nouă sau un model mai nou, să zic așa, al băieților de la Blitzwolf, care vine cu un subwoofer. Păi, a sosit momentul. Review-ul ar fi trebuit să fie gata acum vreo, cred că o lună și ceva, însă mi-au trimis soundbarul și nu mi-au trimis subwooferul și a trebuit să aștept până a ajuns ăsta și așa mai departe, spre uimirea mea aflând că de fapt sunt separat. Inițial am crezut că e un singur pachet, dar nu, soundbarul e separat, subwooferul e separat. E un pic cam confuz dacă mă întrebați pe mine, pentru că în momentul în care mergi să-l cumperi pe Banggood, îți arată și subwooferul. Nu mi se pare ok chestia asta, le-am spus deja băieților de la Blitzwolf să facă ceva în privința asta, pentru că e confuz pentru clienți și nu e ok pentru ei. Deci după cum spuneam, soundbarul e separat, subwooferul e separat. Însă împreună, uitați-vă și voi cât de bine pot arăta. Am spus-o, cred că în fiecare clip în care vorbesc despre gadgeturi de la Blitzwolf, au un flair pentru design fantastic. Deci arată atât de bine ambele, poate doar eu văd lucrurile așa sau cine știe, mi se pare mie că arată bine. Însă, din comentariile review-urilor cărora le-am făcut pentru gadgeturi de la ei, am văzut că și vouă vă plac și mulți aveți și mulți știți de ei și așa mai departe. Sunt o companie chinezească și încearcă să facă un balans perfect între calitate, design și preț. Iar după câte se vede, le merge foarte bine. Cât am așteptat să o testez, vă spun sincer, am soundbarul cred că de 2 luni și nici măcar nu l-am testat, niciodată. Așa că sunt curios să văd dacă merge mai bine decât celălalt. Ca și vați, ca și specificații, este cam similar celuilalt, însă este puțin diferit pentru că are altfel de driver, altfel de difuzoare, iar designul este mai fain. Cealaltă a fost mai micuță, mai simplă, neagră, asta este un argintiu metalic cu sita asta polișată, silver, mat. Controlele sunt cu touch, iar împreună cu subwooferul eu zic că fac un setup bun pentru un TV așa de consumator normal. Astea sunt chestiile care vin cu subwooferul, iar astea alte sunt chestiile care vin cu soundbarul. Așa că aici avem un dongle USB care se folosește oare la ce? Deci dongle-ul ăsta se conectează în spatele soundbarului, iar în momentul când este conectat, automat soundbarul comunică cu subwooferul. Pentru că inițial vroiam să spun că e nevoie de un splitter în momentul în care vrei să le conectezi amândouă, pentru că au intrări separate. Însă dacă soundbarul știe să trimită automat semnalul audio către subwoofer, înseamnă că nu mai avem nevoie de splitterul ăsta. Păi, hai să facem așa. Așa, am conectat dongle-ul în spatele soundbarului în portul special pentru subwoofer, iar momentan vom folosi un jack normal. Se poate conecta și prin Bluetooth, bineînțeles, însă eu vreau să o testez prin jack. Iar după cum vedem, soundbarul vine cu o grămadă de cabluri. Avem un Toslink pentru conectare optică, un RCA la jack 3.5, cablul de alimentare pentru soundbar, un RCA la RCA, un extender USB, un jack la jack cu un cap de 90 de grade pe care o să-l folosim pentru a ne conecta la soundbar dacă nu folosești Bluetooth și telecomanda. Bun, hai să le facem un test prima dată și pe urmă o să mai vorbim despre ele. Soundbarul este ce mă așteptam, deci merge foarte bine. Mi se pare că se aude parcă un pic mai tare decât celălalt. În schimb, subwooferul mi se pare că se aude puțin cam încet. Acum, prin wireless, prin chestiile astea, poate asta este un motiv, însă în spate este la maxim. Dar vom face un test. Scoatem ăsta de wireless afară. După cum auziți, probabil semnalul pe care wireless-ul îl trimite nu este atât de puternic pe cât aș vrea eu. Așa că folosim splitterul. Deci am să dau la soundbar volumul foarte încet. Ai, deci deja se aude, frate. Volumul subwooferului l-am dat la maxim din spate, însă țineți minte că outputul de pe telefon este la un volum foarte mic în comparație cu Jesus!
Deci în comparație cu outputul pe care îl va scoate un calculator, este mult mai, este probabil un 30-40% mai puțin de pe telefon. Dar în momentul când ai un pic de voce, hai să vedem câteva specificații și să discutăm un pic despre design și pe urmă tragem o concluzie. Pe display-ul tactil al soundbar-ului avem butoanele de volume up și volume down, butonul de power on și off și un switch pentru input-uri, să treci de pe Bluetooth, pe auxiliar sau pe optic sau pe coaxial. În spatele soundbar-ului avem panelul de control unde avem mufa pentru power, input-urile, respectiv optic, coaxial, jack-ul și USB-ul și bineînțeles portul USB predestinat pentru subwoofer. Picioare de cauciuc de desubt să nu alunece, iar în partea din spate avem un pic de lemn, de mahon, dacă pot să-i spun așa. Designul soundbar-ului se potrivește perfect cu designul subwooferului. După cum vedeți, materialele sunt similare, doar că materialul din care este făcut subwooferul este din plastic, este un silver finish un pic mai închis la culoare, partea de sus este din același lemn ca și spatele soundbar-ului și îmi place foarte mult modelul interesant pe care l-au pus să delimiteze lemnul de restul subwooferului. Din nou, după cum spuneam, părerea mea e că este un design minimalistic, modern, nu știu, îmi place foarte mult. Am tot repetat chestiile astea, însă de asta fac atâtea review-uri produselor lor, pentru că au un design specific, nu știu, foarte, foarte tare, frate, și prețurile sunt foarte rezonabile, nu înțeleg cum. Partea de jos aici avem driverul, difuzorul, subwooferul, fiecare îl numește cum vrea, și cele patru picioare pe care stă. În partea din spate găsim butonul de on-off, găsim intrarea jack și dial-ul pentru volum. Vorbind despre specificațiile soundbar-ului, vine cu 60W, 2.1 wireless, e smart, ceea ce înseamnă că se oprește în momentul în care nu mai primește niciun semnal, iar când semnalul revine, automat pornește și soundbar-ul. Dispune de același sistem de ajustare automată a volumului, iar ca dimensiune are 90 de cm pe 10 cm și 6 cm înălțime. Iar când vine vorba despre difuzoare, dispune de două tweetere în stânga și în dreapta, două mid-range speakers, două woofere și un low frequency radiator, adică un driver special pentru cele mai joase frecvențe să vibreze, știți voi. Cât despre subwoofer, specificațiile sunt următoarele: 70W, wireless, dispune de două difuzoare, wooferul mare de jos de desubtul subwooferului care este de 6,5 inch și încă unul deasupra sub partea unde este lemnul de 5,25 inch. Iar după cum spuneam, se cumpără independent față de soundbar, însă poți conecta mai multe subwoofere la soundbar. De exemplu, pui soundbarul frumos sub televizor și îți iei două subwoofere, unul în stânga, unul în dreapta, ca să fie simetrie. De specificații am vorbit, de design am vorbit, teste am făcut, așa că acum rămâne să-mi spun părerea finală. Soundbarul se aude blană. Pentru prețul pe care îl are, este superbă. Prețul soundbarului este $120, ceea ce înseamnă vreo 500 de lei în banii noștri, iar prețul subwooferului este $155, ceea ce înseamnă undeva pe la vreo 630 de, de lei în momentul ăsta în care fac eu review-ul, după Google. Când vine vorba de soundbaruri foarte bune, știți voi ce prețuri sunt, sunt cu ordinul sutelor de euro, bineînțeles calitatea acelor soundbaruri se ridică după prețul respectiv, însă noi când vorbim despre Banggood vorbim despre un buget mai low puțin, însă, dar după cum tot am spus, Blitzwolf încearcă să echilibreze foarte bine designul cu performanța și cu prețul. Eu zic că prețurile sunt foarte, foarte decente pentru ce primești în momentul în care comanzi chestiile astea două. Dacă ești un disperat de bas, atunci subwooferul ăsta nu e pentru tine. Du-te, cumpără-ți un subwoofer de mașină, frate, du-te, cumpără-ți un subwoofer de ăla de, cum am eu, de 3000 de lei acolo, care stă în colț și rupe pereții, e altceva. Însă, dacă ești o persoană normală și ești mulțumit cu un bas plăcut și cu o experiență perfectă în momentul în care te uiți la un film, atunci ți se potrivește perfect. Un singur lucru care mă cam enervează puțin la subwoofer este faptul că în momentul în care este basul tare, în momentul în care volumul este foarte tare dat la subwoofer, în spate aerul care este prin bas, reflexul ăla, prin gaura aia, se aude puțin ciudat. Dar în momentul în care ai volumul mai tare la subwoofer, evident ai volumul mai tare și la soundbar și sunetul, vocea, să zic așa, face ca chestia aia de aerul ăla din spate de acolo să nu se mai audă. Bun. Păi, asta este părerea mea. Deci eu zic că sunt niște produse foarte, foarte bune. Dacă vreți să le achiziționați, dacă vreți mai multe informații despre ele, găsiți, bineînțeles, linkul în descrierea clipului. Mersi că v-ați uitat, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, să facem atât 200.000 de abonați să fac clipul ăla special. Nu uitați să dați un follow pe Instagram, acolo, după cum zic tot timpul, găsiți chestii mai up-to-date, să zic așa, cu ce fac eu pe aici. Toate linkurile de social media sunt jos în descrierea clipului, pe lângă linkul cu produsele. Să aveți o zi plăcută și ne vedem data viitoare. Pa, pa!